Populația va fi anunțată despre dispariția unui copil și semnalmentele lui prin sistemul RoAlert. Decizia a fost luată în urma unor studii care au arătat că principalele cauze ale dispariției copiilor din familie au legătură cu abuzurile sexuale. Sistemul Copil Dispărut este parte integrată din Programul Național al Guvernului din Grijă pentru Copii și a fost creat pentru a veni în sprijinul minorilor. Pe baza rapoartelor Poliției Române și a anchetelor sociale efectuate de către specialiști, s-a constatat că principalele cauze ale dispariției copiilor din familii sunt pe fondul abuzurilor sexuale. Majoritatea agresorilor provin din rândul cercului de apropiați sau familie. În anul 2021, Poliția Națională a înregistrat peste 4200 de sesizări cu privire la diferite forme de abuz sexual îndreptate împotriva copiilor.